Salutare! Nu știu ce e cu puișorul ăsta. E pui de ce? Cine știe? Hai, mai țipă-și tu o leacă. Astăzi l-a adus pisicile sau nu știu cum, în ce împrejurări și cum și în ce fel, că eu când l-am văzut era cu picioarele în sus și țipa cât îl ținea gurița lui, iar pisicile stăteau să uitau la el îngrozite. Ah! Na, că a zburat. A zburat într-un moment din atenție. Mă pune să intru pe acolo. Poate îl mănâncă vreun șobolan. Aici stă căprița. Momentan. Că suntem în construcție. În... Ah, și în toate cele. Ia să... Uite, unde mă bagă el aici. Au. Hei. Unde a fugit? Ia uite, stă acolo. Cine știe să-mi spună ce pui o fi ăsta? Doamne ajută-l și pe el să ajungă la părinții lui. Că e mic, e mic. Dar m-a mușcat de degi de nu știu câte ori. Asta e căprița mea, Irina. Irina asta aici. Cam plouă Irina pe aici, da? Ce să facem? Sper să... Adică sper. Trebuie să rezolvăm și cu asta. Să facem acoperișurile, să facem bine, să facem... Of, Doamne... Scrieți-mi voi în comentarii ce, de ce era puiuțul ăla, de ce păsărica.